eu dimineața vin la serviciu cu gânduri bune, că azi o să fie o zi frumoasă, o să fie o zi cu soare și o să fie totul bine. Aduc numai bine oamenilor, fac un lucru bun societății și în fiecare zi când plec acasă, plec mulțumită cu ceea ce fac și oamenii îmi zic mulțumesc, respectiv și eu le zic mulțumesc, pentru că ne-au ales și noi suntem alături de ei și la bine și la rău. Medicul de familie are un rol deosebit în viața fiecărui pacient, pentru că sunt foarte receptivi, pentru că sunt mereu la prima chemare, pentru că știu să se descurce practic în toate domeniile. Este trist pentru noi atunci când noi nu putem să fim de folos unui pacient, atunci când el se adresează tardiv, atunci când noi nu mai avem nicio pârghie de a-l ajuta, de a-l trata, de a-l face sănătos. De asta noi îndemnăm pacienții, oamenii, să vină la controale profilactice la medicul de familie, măcar o dată în an. Acești medici merită toată stima, tot respectul, pentru că ce dăruie ei nouă pacienților este simțitor, pentru că profesionalismul lor atât de larg ne face pe noi să ne simțim în siguranță, ne face să ne simțim calmi, chiar dacă sunt situații dificile, știu să ne răspundă, știu să ne ajute, știu să ne dea un sfat.